Bună ziua! În acest tutorial video am să vă arăt cum puteți să creați un document prin intermediul procesorului de texte dezvoltat de cei de la Google. Pentru asta, dumneavoastră trebuie să vă logați în prealabil pe contul dumneavoastră de Gmail și să accesați Google Drive. Din contul dumneavoastră de Drive, în partea stângă aveți butonul Create. Din meniu, selectați Document. Vi se va deschide o fereastră nouă, un document nou. Primul pas este să redenumiți acest document. Pentru asta, faceți click, iar din fereastra nou deschisă, introduceți numele documentului. Odată ce ați definit numele, faceți click pe butonul OK. Deja puteți să observați că documentul dumneavoastră a fost denumit. Următorul aspect este cel de a seta pagina. Pentru asta, faceți click pe meniul File, Page Setup. Din fereastra nou deschisă, dumneavoastră trebuie să stabiliți orientarea paginii, portret sau landscape, mărimea paginii, culoarea, iar în partea dreaptă trebuie să definiți marginile, sus, jos, stânga și dreapta. După ce ați definit toate aceste aspecte, faceți click pe butonul OK. Dacă doriți să deschideți un document deja creat, trebuie să mergeți în meniul File, Open, iar din această fereastră dumneavoastră aveți două opțiuni. Prima, cea de Upload, este cea care vă permite să selectați un fișier din calculatorul dumneavoastră și să-l deschideți aici. Iar cea de-a doua este să deschideți un fișier pe care l-aveți deja creat și încărcat în Google Drive. În funcție de opțiunea dumneavoastră, selectați fișierul și faceți click pe butonul Open. Unul dintre avantajele folosirii acestui procesor de texte dezvoltat de cei de la Google este faptul că toate modificările pe care dumneavoastră le faceți sunt salvate automat în Drive. Acest aspect vă este anunțat de fiecare dată de cei de la Google. După ce ați finalizat documentul pentru a ieși din el, faceți click pe butonul X și vă închideți fereastra. Nu uitați, toate modificările sunt salvate automat.